Val de cotă se încheie la data de 31 martie 2013, iar declarațiile anuale trebuie completate și depuse la centrele APIA până la data de 14 mai 2013, inclusiv fără penalizări. Declarațiile trebuie depuse de către producătorii care dețin cotă pentru vânzări directe și de către operatorii care achiziționează lapte de la producători. Producătorii deținători de cotă pentru vânzări directe trebuie să completeze declarația anuală pe baza datelor din caietul fermierului. Precizăm că în funcție de cantitatea de cotă de vânzări directe deținută, caietul fermierului este de două tipuri. Tip A pentru producătorii care dețin cotă mai mare de 5.000 de kilograme și tip B pentru o cantitate mai mică de 5.000 de kilograme. Producătorul care deține cotă pentru vânzări directe trebuie să depună declarația anuală chiar dacă nu a comercializat lapte sau produse lactate în cursul anului de cotă. Producătorii deținători de cotă pentru vânzări directe trebuie să completeze declarația anuală pe baza datelor din caietul fermierului. Este important de menționat că producătorul care deține cotă pentru vânzări directe trebuie să depună declarația anuală chiar dacă nu a comercializat lapte sau produse lactate în cursul anului de cotă. Cumpărătorii trebuie să depună la centrele județene APIA declarația anuală privind cantitatea de lapte achiziționată în anul de cotă 2012-2013, termenul limită fiind tot 14 mai 2013. Producătorilor de lapte care nu depun în termenul legal stabilit declarația anuală privind cantitățile comercializate, li se aplică penalitatea de retragere a cotei individuale de lapte la rezerva națională.